Bună seara, bună seara, dragi telespectatori! Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră de joi și de vineri a emisiunii Viața Gorjului, este din nou alături de dumneavoastră, de această dată cu domnul Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bine ați revenit la ENSA TV! Mulțumesc pentru invitație și pentru prima dată în acest an. Și pentru prima dată în acest studio. În acest studio, bine zis. Corect. Dragii mei, tema este investiții 2015 la Consiliul Județean Gorj. Sunt convinsă că cu toții, toți cei din județ doresc să știe, toți telespectatorii noștri doresc să știe ce se va face pe drumurile județene, la poduri, la alte lucrări care aparțin de Consiliul Județean în acest an, pentru că se știe că primăriile nu pot investi acolo unde este domeniul județului. Mulți se întreabă pe cine să înjur că nu e bun drumul, pe Călinoiu sau pe primarul meu. E, drumurile județene. Se întâmplă, faci drum județean și al primarului. Da, s-a întâmplat. Așa, avem un SMS acolo, dacă doriți să trimite SMS-ul, 0766-314582, dacă aveți întrebări pentru domnul președinte, dacă doriți să știți ce se va întâmpla anul ăsta în localitatea dumneavoastră special, pentru că l-am invitat pe domnul președinte să ne vorbească în mare, pentru că sunt convinsă că aveți multe, multe proiecte și nu le putem epuiza în această oră de emisiune. Dar, domnule președinte, aș vrea să începem, pentru că anul trecut a fost o calamitate la nivelul județului Gorj și ați reușit să atrageți fonduri de la guvern, cu o deplasare în teren pe care am făcut-o împreună cu dumneavoastră, noi presa și cu ceilalți reprezentanți ai județului, de la Consiliu, de la societatea care a făcut podul de la Albeni, că despre el vorbim. Sunteți mulțumit de lucrare? Lucrarea este încă în curs de execuție, însă ea a fost executată într-un termen foarte scurt, într-un termen pe care nu-l credea nimeni că este posibil a fi realizat podul de la Albeni. Și eu am spus acolo că până la sfârșitul anului vom circula pe pod. Am avut o apreciere orientativă de estimarea de atunci cu 20 de zile, cam așa ceva, nu? Dar 20 de zile care pot fi justificate prin faptul că în perioada execuției din 2014 au avut loc o serie de factori care au contribuit la prelungirea lucrării și nu au fost alții decât cei naturali și obiectivi. S-a lucrat prima parte a execuției lucrării în apă și ploile din octombrie, din noiembrie, a făcut să crească încă debitul Gilortului, că despre râul Gilort e vorba, n-a crescut și bine că nu s-a întâmplat așa la nivelul debitului nemai întâlnit odată cu căderea precipitatelor masive din vara trecută, când cu adevărat Gilortul a spulberat digul de la Novaci și inclusiv acest pod, a mai rupt drumul de la Crazna în două locuri, tot pe drumul județean și s-a executat și acea lucrare, dar ca să venim la pod, astea au fost practic factorii care au contribuit la prelungirea execuției podului ca să putem trece pe el, nu să-l finalizăm, că termenul de punere în funcțiune era tocmai 5 ianuarie 2015. Haideți acum să vedem. L-am prelungit până pe data de 31 ianuarie. Mulți zic că nu va fi îndeplinit, eu zic că va fi îndeplinit și este și prelungirea termenului și din cauza faptului că nu se pot lucra o serie de lucrări legate de pe pod, trebuie pus și covorul asfaltic. Înainte de a pune covorul asfaltic, trebuie făcută lucrarea de hidroizolație. Dar rezistența podului e acum bun de circulat. Bun de circulat. Ce s-a întâmplat? Am luat din picioare, dacă vreți, varianta ocolitoare a locuitorilor din Albeni, din Prigoria, din Roșia de Amarad, chiar și a celor din Medgen și pe satul Miloșoveni intră, bineînțeles, varianta circulată era pe partea aceasta. Bineînțeles, s-a făcut legătura între cei care rămăsase rupți de centrul comunei, satul din Albeni. Deci e un lucru foarte bun. S-a reușit să realizăm această investiție, așa cum spuneați, că am găsit, bineînțeles, înțelegerea și a avut și posibilitatea Guvernului României, condus de primul ministru Victor Ponta, să ne aloce acești bani. Și vorba nu de bani puțin, de 90 de miliarde de lei vechi. S-a lucrat și procedura de achiziție a fost una rapidă.
potrivit lucrărilor ce se achiziționează în regim de urgență. Și am și reușit în regim de urgență să realizăm. Haideți să vedem cum arăta podul dinainte, pentru că i-am întrebat pe oamenii care lucrau acolo, zic, dom'le, tot podul ăla? Zice, nu, ăla l-am dinamitat și am făcut altul. Absolut. Bun. Haideți să vedem cum arăta podul înainte, să vedem vizita în teren pe care am făcut-o împreună și continuăm după aceea. Regia, vă rog, materialul. Timp de aproape o jumătate de an, locuitorii comunei Albeni și cei din localitățile învecinate au fost nevoiți să circule pe rute ocolitoare, după ce, în vara anului 2014, viiturile de pe Gilord au rupt podul de pe drumul județean 675B. Atunci, oamenii au fost sceptici că vor avea curând un alt pod peste Gilord, deși autoritățile promiteau acest lucru. Suma necesară a fost alocată însă prin hotărâre de guvern, Gorjul aflându-se printre cele 6 județe care au primit bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, fiind o situație de urgență. Miercuri, 21 ianuarie 2015, noul pod a fost pus în funcțiune, deși lucrările nu au fost finalizate în totalitate, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de șantier, existând doar restricție de viteză. Podul are o importanță deosebită de asigurarea transportului la localităților Albeni, Prigoria, Roșia de Amaradia, Alimpești este calea cea mai scurtă. De asemenea, era clar localitatea Albeni, ca și celelalte de altfel, dar celelalte mai aveau și variante de a ieși la drumul național Râmnicu-Vâlcea Târgu Jiu. Aici era ruptă comuna în două. Oricum era incomod să circule oamenii prin Bengești sau prin apă, să ajungă la primărie, unde e nevoie în fiecare zi să-ți rezolvi problemele gospodăriei. Iată, satul acesta era pur și simplu izolat. În atare situație ne-am mobilizat foarte bine, ne-am organizat foarte bine și contractul a fost respectat. Nu se putea face acest lucru dacă nu aveam receptivitatea guvernului, ce a alocat banii și trebuie să spunem foarte clar. Suma este de la Guvernul României, prin hotărârea Guvernului 667 din 2014, de 9 milioane de lei. Primarii din zonă și localnicii sunt foarte mulțumiți pentru că podul peste Gilord a fost construit și pus în funcțiune neașteptat de repede. Sunt și fericit și sunt și împlinit. Împlinit pentru că am dat drumul la acest pod și eu îl numesc o lucrare vitală, pentru că de acest pod depindeau viețile cotidiane a peste 10.000 de oameni, a 10.000 de suflete, comuna Albeni, cetățenii din comuna Albeni și comunele limitrofe. Și în momentul când am dat drumul pe acest pod, intrăm în cotidianul normal și e un lucru îmbucurător. Vă dați seama că e o lucrare vitală, o lucrare de anvergură. Ce sunt bucuros? Sunt bucuros că s-a făcut în termen optim. Sunt foarte, foarte fericit fiindcă s-a dat în funcțiune acest pod, fiindcă circulația a fost deviată prin comuna Bengești-Ocadia și toate utilajele, atât utilajele de mică și de mare capacitate, au trecut pe acest drum al nostru, care este un drum comunal, drum ce a fost asfaltat prin anul 2006-2007 și vă dați seama că este un drum care a fost făcut pentru trafic mediu și pe acest drum s-a trecut și trafic greu și era pus în pericol atât asfaltul cât și casele cetățenilor, fiindcă sunt aproape foarte mult de drum. Așa este conjunctura acolo și chiar mă gândeam și nici eu n-am crezut că această lucrare se poate termina așa de repede, însă dacă se poate și se vrea să pot realiza lucruri destul de mari. Unde mergeți? Sus. Unde sus? La capătul satului. Locuiți acolo? Da. Și până acum, până să fie gata podul, pe unde mergeați? Pe calea ferată. Punerea în funcțiune a podului în condiții de șantier s-a făcut pentru ca oamenii să nu mai aștepte până la finalizarea tuturor lucrărilor, acestea fiind întârziate în anumite perioade din cauza debitului mărit al Gilordului. Ținând cont că lucrările s-au desfășurat într-o perioadă cu precipitații ridicate, temperaturi scăzute, noi am realizat acest pod într-un timp record. Ținând cont și de complexitatea lucrării, de lucrările care le-am avut în apă, zic că rezultatul este bun. Da,
Iată cum arăta podul înainte. Cine, da, poate, mulți nu-și amintesc cu toate că a trecut doar o jumătate de an. Sigur, și a fost cu adevărat spulberat de apă, dar după cum ați văzut, acel pod, de altfel și el solid, nu își punea nimeni întrebarea că va fi luat de apele, de furia apelor, însă avea numai un singur punct de sprijin. Podul acesta are vreo 3 puncte de sprijin, ceea ce îi dă și rezistența mai mare și eliminarea riscului ca odată, Doamne ferește, să mai crească debitele perurgilor, să se mai întâmple ce s-a întâmplat și cu acesta. Doamne ferește. Și acum să trecem, dragi spectatori și domnule președinte, la celelalte investiții, pentru că asta este într-adevăr o investiție lăudabilă, adică să faci un pod în câteva luni. E deci, practic, în octombrie am început și execuția. Tocmai au fost nevoiți de procedurile legale înainte, de obținerea banilor, că cred că asta a fost cel mai greu. N-a fost nici proiectare, deci a fost vorba de proiectare, execuție. Lucrare prevăzută. Bun, ce mai facem anul ăsta cu banii publici din bugetul județului Gorj? Dacă m-ați întrebat la investiții, că numai, sunt multe cheltuieli funcționare. Deci nu o să avem bani suficient din colectare, din banii alocați pentru echilibrarea bugetelor locale prin legea bugetului de la guvern, că așa este, niciodată nu se ajung bani, mai ales pentru investiții. Și atunci, pentru noi, pe agenda de lucruri prioritare sunt atragerea fondurilor europene și pentru aceasta trebuie să și de la guvern, să, de ce nu? Să construim și să ne adaptăm la ceea ce înseamnă strategie de dezvoltare economică socială a județului Gorj, care a fost supusă aprobării Agenției de Dezvoltare Regională, încât în prevederea acestei agenții să dezvoltăm proiecte care să obțină finanțări. Deci nu se pot finanța proiecte altele decât cele prioritare, că nu mai trebuie să cheltuiți banii, dacă ați spus problema și ați spus-o foarte bine, pe orice fel de proiect. Trebuie cu adevărat să rezolvăm proiectele care au rezultat din necesitatea dezvoltării fiecarei localități în parte, lucru care a reieșit în urma chestionarelor pe care le-am realizat prin această strategie de dezvoltare economică socială a județului Gorj, cu locuitorii județului Gorj, pe fiecare localitate în parte, cu autoritățile administrației publice locale, cu societatea în ansamblu, învățământ, sănătate, ONG-uri și așa mai departe. Și atunci avem proiecte care țin de întreaga de spectru a ceea ce înseamnă potențial dezvoltarea economică a județului Gorj pe ansamblu și acesta este împărțit pe competențe. Competența Consiliului Județean, competența autorităților administrației publice locale, a consiliilor locale, comune, orașe, municipii, cu un rând de competență guvernamentală, toate acestea realizând un întreg în strategia de dezvoltare economică socială a județului Gorj. Și atunci, guvernul, activitatea economică și la nivelul județului Gorj avem complexul energetic Oltenia, care este un serviciu de interes național de gestionat de guvernul României. Este o preocupare și a noastră ca să nu dispare locurile de muncă, să trecem peste probleme care se întâmplă la nivelul complexului energetic Oltenia și de fiecare dată insistăm și ieri am fost, de exemplu, la nivelul guvernului pentru a susține problemele fundamentale care se confruntă complexul energetic Oltenia, de achiziție certificat de bioxid de carbon, de rezolvarea problemei cu privire la exploatarea perimetrelor licențiate și punerea în aplicare a legii 255 prin hotărâri de guvern prin care se aprobă aceste perimetre de exploatare. Bineînțeles, eliminarea a ceea ce înseamnă discriminare bine cunoscută de 2 ani de zile pe piața energetică între complexul energetic Oltenia și celelalte entități ce utilizează materia primă care nu costă mai deloc. Vântul, apa, ne le dă Dumnezeu. Ca să produci curent electric pe cărbune, trebuie să exploatezi cărbunele mai întâi. Iată un start în care costurile sunt diferite de la început, dar creează și locuri de muncă. Și până, da, sigur, și pe deasupra. Mult mai multe decât în celelalte. Această energie verde e susținută și de stat, pe când cele de locurile de muncă la Consiliul de la complexul energetic Oltenia nu prea e susținut de stat și invers. De aceea trebuie să ne batem să realizăm acel mix energetic, să nu mai fie această discriminare pe piața energetică și, mai mult decât atât, această strategie trebuie susținută și la nivelul Uniunii Europene, încât și acolo se preconizează ca entitățile poluatoare, cum sunt cele ce utilizează cărbunele în producerea curentului electric, să fie oarecum nesusținute, adică fără
să chiar omorâte. E vorba ca certificatele de bioxid de carbon să ajungă la 30 de euro, ceea ce înseamnă imposibil de a produce curent electric pe cărbune, că practic prețul cărbunelui este la 30 și ceva de euro. Nici prețul cărbunelui nu e atât, bineînțeles, pe kilogram. Deci, o dată de interes național. Și aici insistăm pe treaba aceasta, așa spuneam, cum spuneam, de un domeniu important economic. De competența Consiliului Județean. Avem infrastructura județeană și aia este infrastructura transportului și rutieră, drumurile județene. Avem lucrări în execuție, proiecte pe care le continuăm și acestea sunt pe fonduri, finanțate din fonduri europene, din fonduri guvernamentale și din bugetul propriu. Din fonduri europene este drumul de la Strâmba, Ciuperceni, Godinești, Tismana, Peștișan, începând cu satele Borășteni, facem o blucă practic în Tismana și ieșim și în zonă și se realizează un inel practic turistic, punând în valoare potențialul turistic de la Tismana, de la Peștișani, rezervații naturale în Ucetu, Mănăstirea Tismana, sigur, tot ceea ce înseamnă potențial turistic în diversitatea sa în această zonă. Când va fi gata drumul ăsta? Păi ăsta trebuie să fie gata până la sfârșitul anului. Deja se lucrează la acest drum, deci fiind o lucrare în continuare cu fonduri europene. Ea se adaugă la drumul de sub munte, la drumul de la Cărbunești, realizate de altfel pe fonduri europene, Țânțăreni, Peșteana. Avem de asemenea drum în execuție și va fi terminat tot de la acel punct, Strâmba, Mătăsari, Dragotești și Acu, care se realizează pe fonduri naționale, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, este în procent de 78% terminat. Drumuri județene tot în continuare pe bugetul propriu și este vorba de drumul al Consiliului Județean de la Sitești la Pociovaliștea. Deci reagă drumul național de la Râmnicu-Vâlcea, poțiunea Sitești la Bumbesc-Pițic, cu Novaciu prin Pociovaliștea. Un drum de asemenea care face legătura între cele mai importante drumuri din polul turistic al județului Gorj, polul turistic montan, și face legătura cu drumul național Transalpina, în Novaci, face legătura cu drumul de la Curtișoara de sub munte. Drumul, care și ăla cândva era foarte deteriorat și acum arată foarte bine. E drumul european, bineînțeles, și face legătura cu drumul de la național Râmnicu-Vâlcea-Târgu Jiu. Deci lucrări în execuție. Lucrări noi. S-a ținut licitația, începe drumul, execuția drumului de la Glogova, sau mai bine zis, limită județul Mehedinți la Negoești, Iormănești, Glogova, Cătune, Motru, San Marinești, Văgilești, limită județul Mehedinți. Deci traversăm județul pe... Ne legăm de județul... Sud-vest. Sigur, da. Drum, de asemenea, în execuție și cu finanțare pe Fondul Național, continuăm de la Ciacu, deci cel de care am amintit, și Bolboș, Borăscu, Calopăr, Calopăr, și ieșim la Turceni, legătura cu DN66. Deci pe la termocentrală se face și acest lucru. Iată că zona aceasta putem spune că cu modernizarea acestor lucrări de drumuri județene va fi pur și simplu pusă la punct din aspectul modernizării drumurilor județene. Avem aici un mesaj care spune că tu sunteți pe zona aia, în apropiere, drumul între Negomir și Fărcășești. Spune cineva, mulțumim pentru drumul. Drumul s-a realizat, sigur, și aici trebuie să spunem că s-a realizat prin executarea și titularul investiției Complexului Energetic Oltenia. Fărcășești, Negomir, asta pentru că au stricat un drum județean și aveau obligația să îl facă. L-au luat în exploatare și l-au predat. Și aici trebuie să adăugăm că împreună cu cei de la Complexul Energetic Oltenia am spus foarte clar să legăm rovinarii pe drumul existent de la Fărcășești la Rovinari, care acum este drum... betonat, dar nu poți să mergi cu mașina de mai multe ori, că trebuie să o duci. Și oricum nu e drum județean, e drum comunal. De carieră. Drum comunal și de exploatare carieră, dar putem să-l dăm și să avem acea zonă, bineînțeles, pusă la punct. Și acela atunci, sigur că cariera? Da, sigur că da. Și toți suntem aici deja pe programul operațional regional, programul 2014-2020. Am realizat strategia de modernizare a drumurilor județene și acum este altul conceptul de modernizare a drumurilor județene impus, practic, prin condițiile pe care le-a pus Uniunea Europeană, și ele trebuie să
ca să spun pe înțeles așa, să răspundă transportului național, rețelei naționale, transport TNT, transportul național și european. Adică să se lege un drum județean de un alt drum județean al altui județ. Să vorbim practic de proiecte regionale. Și iată că sub acest aspect tot vorbim de suntem la Fărcășești, se modernizează drumul de la DN66, Fărcășești, Urdari, Turceni, Ionești, limită județul Mehedinți și Mehedințul îl modernizează drumul județean până iese în drumul național de la Severin la Da, chiar că la, și ăla era Craiova, un drum, sigur, care avea nevoie de modernizare. Un alt drum pe care îl propunem de asemenea ar fi... O secundă, cel prin Urdari, Fărcășești, Urdari, e un proiect de viitor sau... Deci e plus de proiect viitor, sigur, pentru care obținem finanțare, îl punem, este prioritatea numărul 1 și care îndeplinește condițiile de a obține finanțare pe programul operațional regional 2014-2015. Deci proiectul 2014-2015? Sigur că da, sigur. Și va începe execuția. E foarte bine. Mai sunt pe acest program operațional încă alte trei drumuri care de asemenea răspund cerințelor de care menționam, legând județul cu județele limitrope. Asta ce înseamnă? Că se îmbunătățește traficul de transport între județe și putem să vorbim de investiții comune care devin comune pentru investitorii care pot să realizeze o investiție mamă, să zicem, principală într-un alt județ și să realizeze în județul limitrof, având infrastructura bună de transport, o anexă de anumite servicii de care are nevoie o fabrică respectivă. Sub acest aspect se gândește modernizarea de drumuri județene. Domeniul sănătății. Tot la drumuri, aș vrea să vă întreb, că n-ați atins această zonă, Albeni, Prigoria, Roșia de Amaradia, Bustuchin spre... Și de asemenea de la Roșia de Amaradia spre Alimpești. În zona asta ce se va întâmpla? Deci noi am și lucrat deja, am și realizat pe covoare asfaltice Bustuchin, Seciuri și de asemenea Zorlești, Alipești, Zorlești și am venit în Roșia de Amaradia. Problema, pe sedal? Sigur, da. Problema tronsonului unde sunt alunecările de teren la Roșia de Amaradia, încă active la Seciuri, acolo nu putem să vorbim de modernizarea a drumului județean, de investiție, a spus-o de fiecare dată, până nu obținem, până nu obține... Acum nu mai e supărat. I-a trecut de toate supărările. De ce? Păi a obținut bani la sfârșitul anului prin rectificare, încât a plătit toate datoriile, nu mai are nicio datorie, plus, ce vă spuneam, drumurile pe care le-am realizat la nivelul Consiliului Județean, dar asta nu e vorba de primar, nu e vorba de cineva, noi nu facem niciun fel de discriminare între locuitorii comunelor județului Gorj. Ele sunt tratate la fel. Bineînțeles că se ajunge cu o lucrare atunci când avem potrivit programului nostru timpul planificat și așa vom ajunge. Și drumul acesta va fi de asemenea modernizat, că el începe de altfel de la Logrești. Da. Intersecție, drumul național Râmnicu-Vâlcea-Drăgășani. Da. Logrești-Bustuchin, ieșim Roșia. În Roșia de Amaradia Alimpești și ne legăm de județul Vâlcea de celălalt drum județean. Deci exact. Și acesta este prins a fi modernizat în întregime și atunci se realizează și aceste consolidări, că sunt alți bani, de care este nevoie pentru a asigura stabilitatea zonei respective. Drumurile județene, sigur, reprezintă prioritate pentru județul Gorj, dar nu sunt rupte, dacă vreți, de drumurile comunale. Și din acest punct de vedere, fiecare localitate are pe programul național de dezvoltare locală câte un drum, o alimentare cu apă, care sunt legate, mă refer la drumurile comunale, de drumurile județene. Altfel spus, rețeaua de drumuri europene, naționale, județene, merge în cascadă și se leagă unul de celălalt. De ce? Ca să putem să vorbim de exploatarea zonei turistice, ca să putem vorbi de exploatarea zonei economice, fie că e agricolă, fie că e industrială, fie că e legată de materiale de construcții, exploatarea lemnului și, în ultimul rând, de agricultură, care poate să fie de creșterea animalelor, de ferme, microferme, chiar de produse, prelucrarea produselor agroalimentare. Sub acest aspect este
viziunea dezvoltării economică a județului Gorj, încât să realizăm această infrastructură ca să putem ajunge la tot ceea ce înseamnă domeniul de activitate ce reprezintă oportunitate pentru județul Gorj. Bun, așteptăm mesaje în continuare de la telespectatori. Bun, între timp să trecem la alt domeniu. În competența Consiliului Județean, ca și autorităților locale, este sănătatea. Și noi avem la nivelul județului Gorj, dacă Consiliul Județean se ocupă de Spitalul Județean de Urgență și Spitalul, sau are mai bine zis în responsabilitate, și Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de la Dobrița. Pentru fiecare avem programe de investiții pe care le susține cu fondul Ministerul Sănătății și se concretizează prin dotare de aparatură. Lucrul ăsta s-a realizat în anul acesta și niciodată n-am avut această posibilitate și oportunitate de a avea investiții încât Spitalul Județean de Urgență să fie dotat cu o aparatură de ultimă generație, practic la nivelul a ceea ce înseamnă o mare parte din doleanțele medicilor, ca să aibă această aparatură pentru fiecare secție în parte. Și ea este diversificată. Efectiv, nu se e domeniul de activitate să o detaliez, dar pe fiecare secție în parte există aparatura la ora actuală, nu la modul ideal, dar nu s-a așteptat nimeni că o să aibă la sfârșitul acestui an asemenea dotare la nivelul Spitalului Județean Gorj. Continuăm investițiile cu dotarea Spitalului Județean și aceasta se realizează cu finanțare în continuare de la Ministerul Sănătății și de la bugetul județului. Avem în primă fază să facem o achiziție de vreo 6 miliarde în acest an de pe bugetul județului pentru o aparatură necesară Spitalului Județean pentru a avea servicii de calitate și pentru a elimina riscul profesioniștilor de acolo, a medicilor pe care i-are Spitalul Județean în abordarea activității destul de laborioase, complicate și sensibile pentru noi toți. În mâna medicilor este viața omului, trebuie să recunoaștem, și atunci trebuie să aibă prioritate. Sigur, pentru Spitalul Județean continuăm, că era vorba de proiecte pe lângă dotarea spitalului, cu modernizarea policlinicii Spitalului Județean. Lucrul acesta trebuie să fie bine cunoscut că se realizează cu fonduri de asemenea europene, pe fonduri nerambursabile, dar trebuia să fie terminată până acum. Din nefericire am avut un constructor care nu și-a făcut treaba, nu am intrat și n-a intrat nimeni într-o cărdășie cu el, fără niciun fel de problemă s-a rezilat contractul, a fost reluat contractul și până în vara această policlinică va fi modernizată, atât sub aspectul confortului și investițiilor legate de construcții, montaj și nu în ultimul rând de aparatură. Deci, pe lângă tomograful care a fost la nivelul Spitalului Județean și o parte a cabinetelor din cadrul stomatologiei care au fost date în primă fază în folosință, va fi în acest an terminată. Pentru Spitalul Județean depunem un proiect pentru a obține bani în modernizarea lifturilor Spitalului 700 și a secției de psihiatrie. Asta ar fi pe bugetul Ministerului cu o cofinanțare de la Consiliul Județean. Continuăm pe Compania Națională de Investiții, cu fonduri europene chiar, izolarea termică sau reabilitarea spitalului în întregimea Spitalului Județean. Eu am tot la 700, vă referiți? Tot la 700. Cam celelalte spitale, cu excepția la locația de la Pasare, la secție de psihiatrie, sunt cam rezolvate problemele. La Tudor Vladimirescu, de asemenea, sunt cam rezolvate. Facem din bugetul propriu, dacă să terminăm cu spitalele, cu locațiile Spitalului Județean, învelitoare la spitalul de la pe Tudor Vladimirescu, și acolo sunt cam puse lucrurile, apuc sub aspectul acesta al reabilitării clădirilor. Iar mai realizăm, scriam despre spitalul de sub Pasarelă, ziceam eu spitalul groazei, pentru că erau niște condiții groaznice atunci. Imediat, foarte scurt timp după aceea, la oncologie, nu? Este secție de oncologie. Absolut. Și acolo chiar am fost. Și bine, mai depinde și de personal, nu numai de... Secția de oncologie, nici nu aveam în responsabilitate spitalele atunci. Da. Erau în administrarea și cu patrimoniul la Ministerul Sănătății. Exact. Noi, potrivit legii, puteam să investim și în sănătate, dacă poți, vrei, dar dacă nu era ca și prioritate, nu era o obligație. Însă vreau să vă spun că atunci când
doctorița Găvănescu m-a chemat pe la secția veche și când am văzut în ce hal era acea secție, eu am zis că nu mai dau pe acolo și nu mai intru niciodată și am luat hotărârea de a reabilita fosta secție de neurologie și care, bine știți, era o dermătură și am făcut o secție modernă de oncologie, bineînțeles, acolo. Ca și dermato, de asemenea, a fost reabilitată la bolile infecțioase care era în pericol să cadă acea clădire. Da. De asemenea, am modernizat-o. Sigur, mai avem acolo în locația aceasta dispensarul TBC. Știu că doctorițele sunt supărate, le avem și pe acesta în vedere ca să găsim o soluție, fie de renovare și dacă avem, nu pot acum să dezvălui acest secret, avem o altă gândire de a rămâne o locație liberă în zonă, să-l mutăm tot acolo, găsind o altă posibilitate pentru o activitate ce se desfășoară în secția de la, în locația de la Pasarelă. Totuși, probabil, pentru 2015, exact, în continuare, ce se va întâmpla? Dotare în spitale? Dotare, lifturi, psihiatrie și... Deci și psihiatria va fi, sigur, reabilitată? Sigur că da. Ca și clădire? Sigur. Da? Da. Asta nu înseamnă că se termină în 2015, că luăm banii, începem procedura de achiziție, psihiatria e clădire. Începe în 2015, dar nu se termină în 2015, garantat se termină în 2016, dar lifturile trebuie să se termine. Așa. Învelitoarea de la spitalul de pe Tudor, realizăm prin sume alocate de la bugetul județului tot ceea ce înseamnă circuite medicale în vederea asigurării serviciilor medicale cu spitalizare de o zi, denumire din aceasta în care se evită, dacă vreți, ca omul să mai stea în spital fără să aibă nevoie să stea în spital și să rezolvă această problemă, și ceea ce înseamnă și economie, înseamnă că luăm și banii prin contract cu Casa de Sănătate. Dar e nevoie de o serie de investiții pentru a realiza aceste circuite și pentru acest lucru trebuie să mutăm sediul administrativ al spitalului, al direcției spitalului, al conducerii spitalului, a direcției sănătate publică, și am găsit o soluție în incinta spitalului 700, mansardând bucătăria și centrala termică, și o să iese și o clădire administrativă frumoasă și bună la nivelul spitalului județean. Avem două mesaje, haideți să le citim. Domnule Călinoiu, de ce nu se compară spitalul Târgu Jiu cu spitalul Cărbunești? Și aici mă refer la igienă. Dacă e strict numai de igienă, vreau să spun că asta ține de administrare și ține de cei ce își fac treaba în administrație. Eu știu că la nivelul spitalului județean o să verific acest da, lucru. Eu o sesizare pentru, sigur, dumneavoastră. Eu o să verific acest lucru. Pentru că și dacă e numai de igienă, spitalului, da, la spitalul, de la Cărbunești, vreau să spun că acolo lucrurile stau foarte bine sub aspectul realizării investițiilor și sunt secții performante, investiții care au fost realizate înaintea spitalului județean Târgu Jiu. Deci, nu, dar vorbesc de igienă. Da, e vorba de curățenia din spitale. Și administrarea spitalului ține tot de Consiliul Județean. Administrarea spitalului ține de managerul spitalului, dar noi trebuie să o verificăm foarte clar că sunt oameni care lucrează pe acest palier de gospodărie, dacă vreți, exact, a spitalului. Da, și managerul dumneavoastră îl puteți corecta, asta vreau să spun. Adică vă e oarecum în subordine. Chiar dacă Dar eu vreau să spun că în formula actuală de management a spitalului județean, cu tătarul și cu doctorița Brânzan ca medic, ca director medical, lucrurile sunt într-o direcție bună și chiar foarte bună. Mai avem un mesaj, domnule Călinoiu, ce se întâmplă, o secundă că s-a așa, ce se întâmplă cu alimentele în orașul Tismana? Alimentele? De ce la noi nu vin, iar în alte orașe s-au împărțit știu deja? Știu ce e vorba. Este vorba despre ajutoarele pe care, sigur, le avem potrivit programul european PEAD. Ele sunt... această acțiune este coordonată de instituția prefectului. Sigur că este un grafic. Nu pot să se împartă în aceeași zi în toate localitățile. Este un grafic pentru fiecare localitate în parte. Vor ajunge și la Tismana. Da? În ceea ce mă privește, aș putea spune că era bine să fie acest grafic pus și cred că afișat. S-ar putea să și existe la primărie. Când vor fi, când vor fi alimentele distribuite la nivelul fiecare localități, că vine operator. Este un operator județean care aduce aceste alimente la nivelul fiecare localități. Încă un mesaj. Ați făcut o mare realizare, dar păcat că alții își bat joc de munca
altora, ați făcut drumul de la Bumbeș Pițic la Novaci. Ați văzut acum arată. Da, a fost, știu despre ce vorba. Știu despre, a fost vorba că s-a spart și s-au realizat racorduri. Abia turnat. Da, racorduri. Se bagă conducte, zice. Da, racorduri pentru alimentări cu apă și la înainte gospodării. Nu se putea face asta. Se putea face întreabă. Asta, dar mulțumim tare mult pentru mesaje. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și aveți ocazia să sesizați direct șefului județului. Am văzut acest lucru și nu poți să nu dai aviz. S-au dat avizele de racordare, s-a realizat. Dar de ce nu se face sub traversare? E mică distanța acolo și probabil de 6 metri. Dar problema e alta, că drumul este în execuție și eu zic că a fost bine că a fost făcute acele subtraversări, că după ce a făcut acele traversări, am văzut că au cedat. A cedat carosabilul drumului, ceea ce înseamnă că fundația n-a fost tocmai bine făcută când oamenii s-au racordat. E bine că n-a fost drumul terminat, că atunci probabil era mai mare pretenția la acordarea avizului și s-a îndreptat sau dacă nu s-a terminat, sigur se va îndrepta, că n-a fost pus ultimul strat de asfalt, stratul de uzură, și oamenii când au făcut aceste traversări, ei trebuia să facă ca acea fundație să fie rezistentă. Cei de la constructorul au făcut o demântuială, că probabil, au crezut că ține și așa, dar bine că nu s-a terminat și stratul celălalt, se va îndrepta, bineînțeles, situația care a fost creată în urma acestor lucrări, care nu avea ce să le faci, trebuia să le dai voie să se racordeze, dar probabil soluția, așa cum spuneți, trebuia să fie alta, da, domnule, intrați cu subtraversare, dar toată lumea s-a gândit. Dar și faptul toată că drumul n-a fost bine făcut e greu de reparat. Deci nu se înțelege, nu dar că drumul n-a fost bine făcut, după ce s-a făcut traversarea, da? Mă rog că n-a fost pus și ultimul strat, oamenii când au refăcut lucrarea pe zona aceea, n-au mai făcut fundația ca și cum ar fi fost un tot atunci unitar. Atunci când au făcut traversarea. Sigur nu că vă da. Referiți la nu, drum. Nu, nu, am la drum. Înțeles. Numai în locul traversărilor. Persoana care întreba despre igiena din spital de la Târgu Jiu mai are o întrebare. Domnule Călinoiu, de cine este sponsorizat Spitalul Târgu Cărbunești, de atâta aparatură și doctor specializat, și de ce nu poate fi și spitalele din Târgu Jiu? Nu se poate și la spitalele din Târgu Jiu. Într-adevăr, au angajat foarte mulți doctori acolo la Cărbunești. Acum, mă și întreb cum au reușit în condițiile în care în România da, regula vreau, a fost eu reducerea. Eu nu vreau să intru în contradicție cu sau să pun spitalele să intre într-o contradicție sau într-o polemică. Ele trebuie să fie într-o competiție. E bine că s-a făcut la nivelul spitalului la Cărbunești, trebuie să ajungă și spitalul din Târgu Jiu. Dar ce se întâmplă? Medicii din Târgu Cărbunești au început să migreze spre Târgu Jiu. Da? Vezi, doctorul Niculescu a venit șef de secție la Târgu Jiu, un ortoped foarte bun, cu care ne bucurăm, bineînțeles. Niculescu? Da. A fost la Craiova? Înainte? Nu știu unde a fost. Îl știu că a fost la Cărbunești. E un tânăr gorjean și e un medic extraordinar de bun. Secția de ortopedie la nivelul județului și, mă rog, aici pot să spun mai multe, că toți medicii ortopedi sunt la fel de buni, dar s-a schimbat ceva de când a venit Niculescu și își fac treaba toți. Așa, în altă ordine de idei, tot la Cărbunești, și am avut o discuție cu doctorul târziu, că nu dea drumul să vină un alt medic încoace. Iată că la spitalul județean merg lucrurile spre bine, dar eu vreau să intru în competiție spitalele și nu să lucreze unul împotriva celuilalt. Clar. Este aici, cred că, o întrebare. Se diminuează salariile la CEO? Nu cred că e o constatare, că asta nu s-a hotărât, abia se negociază. Nu sunt eu în măsură să răspund la această nu, întrebare. Din informațiile care le aveți, salariile nu se pot diminua. Eu cred că este vorba de celelalte drepturi pe care le obțin salariații prin contractul colectiv de muncă negociat între administrație și partenerii sociali. Aici este de discutat. Eu cred că se va găsi soluția optimă ca și fiecare trebuie să ne gândim că mai presus decât orice alte drepturi pe care le-am avut altădată și după cum bine știți erau numai pentru unii și pentru alții, nu? Important e să avem unde lucra și de unde lua un ban. Siguranța locului de muncă. Clar. Dar nu e
problema mea, nici nu pot să mă implic acolo, doar atât pot să vă spun ce spuneam la început, că susținem ca la nivelul complexului energetic Oltenia să ne bucurăm de sprijinul statului, să ne bucurăm de inițiativă, de legislație care să nediscriminatorie. Și nu în ultimul rând, eu aș vrea și lucrul ăsta vreau să-l și supun atenției ministerului, chiar a guvernului, chiar și din punct de vedere politic, să fie o temă foarte clară și cum bine face președintele Iohannis și cheamă partidele pentru a rezolva anumite teme prin consens. Strategia energetică națională trebuie supusă dezbaterii la nivelul chiar a președinției pentru a realiza un consens al clasei politice de a susține o strategie energetică la nivel național care trebuie să fie aceea unde, care să asigure independența energetică a României. Și atunci nu se poate vorbi de scoaterea din competiție, nu se poate vorbi de închiderea activității complexului energetic Oltenia, care este unul eficient, care de, nu de azi și de aproape de când știm noi că există, a sprijinit toate zonele care, bineînțeles, au avut nevoie pentru sectorul economic vezran, care au avut nevoie pentru energia termică de încălzirea orașului, a sprijinit cu datorii pe care nu le-a mai dat nici astăzi statul sau activitățile respective gestionate de administrație publică, locală, județeană și de manageri la nivelul societăților comerciale. De aceea, complexul energetic Oltenia, spre deosebire de alte unități ce utilizează combustibilul solid în producerea curentului electric, este cel care rezistă și e pe picioarele sale. Mai avem doar 5 minute din emisiune. Aș vrea să atingem și subiectul laturei protecției sociale care este în subordinea Consiliului Județean, pentru că, de exemplu, am fost în teren și vorbeam, de exemplu, cu primarul de la Tepurele. N-aș vrea să trecem, însă să vorbesc puțin și de spitalul de la Dobrița, că acolo sunt doctorii. Da, de acord. Haide să terminăm și cu spitalul de la Dobrița și după aceea. Cu aceeași unitate de măsură și cu aceeași responsabilitate tratăm și spitalul de la Dobrița, care este unul foarte important pentru județul Gorj. Mai mult decât atât, eu le spuneam administratorilor de acolo că, fiind un județ cu potențial turistic, noi putem să vorbim și dezvoltarea turismului medical. Și la Dobrița se poate realiza acest lucru. Mai mult decât atât, pe lângă zona aceea destul de, sau o zonă favorabilă agrementului, lăsând deoparte serviciile medicale care sunt de calitate și le asigurăm aparatura și dotarea necesară, precum și confortul pe care trebuie să-l aibă în saloane, în tot ceea ce înseamnă activitate la spital. Ca atare pot să spun că modernizăm saloanele de la Dobrița, schimbăm întâmplăria cu banii la buget și cu banii de investiții facem, cu banii la Ministerul Sănătății realizăm investiții în dotare. Dar ei s-au preocupat altcumva, arată incinta aia de acolo, realizarea unei saline la spitalul de la Dobrița, iarăși este un lucru foarte bun și deja este vizitat spitalul de la Dobrița, atunci când, bineînțeles, se duc numai în vizită la bolnav, se duc și direct și este un lucru bun să vorbim și de ideea aceasta de turism medical pe care o putem valorifica foarte bine la spitalul Dobrița. Deci este în atenție și nu e cu nimic mai prejos spitalul de Dobrița decât spitalul județean pe care îl avem noi în responsabilitate. Aș mai vrea să adaug și faptul că între administrația publică, județeană și locală nu există subordonare, dar împreună cu primarii, cu consiliul locale, avem proiecte comune, avem proiecte care răspund cerințelor strategiei de dezvoltare economică a județului Gorj. Fiecare localitate are o modernizare de drum, o școală, nu în ultimul rând apă și canal, încât putem să vorbim de asigurarea serviciilor de utilitate publică într-un timp potrivit strategiei 2014-2020, una care să asigure într-adevăr o dezvoltare urbană pentru fiecare localitate în parte. Mai avem niște mesaje, unul din la asistență ele socială este într-adevăr în Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în subordinea Consiliului Județean. Eu pot să spun că investițiile de modernizare a căminelor de bătrâni, Suseni, Dobrița, la Dobrița cu fonduri europene l-am și văzut, este un cămin care răspunde a ceea ce înseamnă o locație cu această destinație la standarde europene. Este una de asemenea făcută. Avem pe fonduri europene centrul de complexul de servicii copii de la Cărbunești. Sunt acum într-o locație temporară la o locație a liceului de la Cărbunești, dar vom avea în acest an centru de asemenea modernizat.
Centrul Pilot de Reintegrare Socioprofesională la Cărbune, să nu mai vorbim, am fost acolo, într-adevăr este o mare realizare, un proiect care a fost realizat în parteneriat cu orașul Cărbunești și Asociația Ducesei de Luxemburg. Dar meritul a avut și, din păcate, Dumnezeu să ierte, nu mai există acum, o distinsă doamnă Gorjeancă din Tismana, care a depus toate eforturile să avem acea locație la Cărbunești. La partea asta vom face pe asistență socială în parteneriat cu Fundația SERA, ca și alte investiții, de exemplu, centru, complexul de servicii pentru copii cu handicap sever de la Debarcadere a fost cu Fundația SERA, așa cum vom face aici lângă spitalul de la Pasarelă, în locația aceea pe terenul parcare, o clădire care să asigure servicii sociale regionale. O să avem o activitate nouă legată de susținerea a ceea ce înseamnă persoane aflate în dificultate printr-un parteneriat cu ONG-uri. Vorbim acum de care locație? Care o să apară începând cu, deja sunt realizat protocolul, e predat amplasamentul, lângă spitalul de la Pasarelă, este un teren vineal. Sediul ITM-ului, unde trebuia să fie ITM-ul, sediu, nu? Nu, al casei de pensie. Dar e un teren liber și o parte din spital și o parte din terenul rămas liber acolo. Vreau să discutăm despre partea de protecție și asistență socială, în special pentru că o veste bună nu mai prevede, adică accidentul cerebral intră și el în la Comisia de Evaluare și la Comisia de Evaluare ați avut niște probleme, ați avut acolo o șefă a comisiei care a trebuit pedepsită. Eu zic că de regulă, pedepsită. De regulă sunt probleme, dar problemele le facem noi. A fost o situație neplăcută, s-a rezolvat, eu cred că acum avem oamenii care trebuiesc acolo. Să sperăm, dacă nu, și noi am avut de-a face să constatăm că, mergând acolo, să cerem un punct de vedere că nu era deloc în regulă ce se întâmpla. Bine, și dacă ne ajută Dumnezeu și reușim, noi am făcut niște demersuri să preluăm clădirea de la Petrom UMV de pe Bradului, unde să mutăm acolo și Comisia de Evaluare, dacă e treaba, și Direcția de Protecție Asistență Socială, ca să ne apropiem cât mai mult cu serviciile de asistență socială și de evaluări de căile de transport. E altceva să ajungi la Pasarelă, sus, la complexul de protecția copilului la Vădeni. Pentru orice problemă de asistență socială, și eu zic că e mai bine să veni cu aceste servicii mai aproape. Mai aproape de gară, mai aproape de transportul public. De altfel, chiar noi am făcut o sesizare la Direcția de Protecție Socială din partea unei doamne din Plopșorul, de la Cătunele, de la primar, și am spus domnului director, atunci se întâmplă ceva la comisie. Nu e ceva în regulă acolo și se pare că s-au luat măsuri, nu neapărat pentru că am sesizat noi. Dar noi să continuăm să vă aducem la cunoștință problemele care apar în teren și care sunt sesizate. Eu întotdeauna am spus foarte clar, presa este un partener de nelipsit în viața desfășurării activității administrațiilor publice locale și nu numai. Vreau să anunț regia că vom depăși, cu permisiunea dumneavoastră, regia, vom depăși cu câteva minute, pentru că mai avem câteva mesaje și n-aș vrea să nu le răspundem. Se aprobă. Da. E cineva, îmi pare rău la întrebarea asta, nu cred că putem răspunde, e cineva care întreabă dacă se mai dă prema. Dacă prima de vacanță se mai dă la CEO, dragi telespectatori, vreau să vă anunț și domnule președinte, vreau să vă anunț că din partea la conducii CEO am primit răspuns că nu vor prezenta puncte de vedere pentru că nu au... De negociere, nu? Nu. Înainte n-au de negociere. Buget, de ce? Înainte de buget, anul trecut am solicitat să vină în emisiune pe diverse teme și ni s-a spus că nu pot să prezinte puncte de vedere pentru că nu le-ar permite forul tutelar care, mă rog, au apărut la alte televiziuni, nu vreau să fiu răutăcioasă, putem răspunde dumneavoastră ca președinte al Consiliului Județean sau aveți informații? Prema de vacanță se mai dă la ceva?
Deci, repet, nu este în competența mea. Corect. Este clar obiectul activității administrației publice, administrației complexului energetic Coltene, și drepturile sunt pe care le solicită partenerii sociali, se realizează prin aceste negocieri. Eu vreau să spun că pe noi ne interesează și nu stăm de niciun fel deoparte să dispară riscul de a pierde locurile de muncă. Că nu pot să accept că se restructurează, pleacă 2.000, pleacă 5.000, pleacă. Și atunci, astăzi, iată că am înțeles, s-a făcut linie dreaptă să fie, s-a ajuns la linia dreaptă să fie externalizat mina de la, sau Berbeștiul al 1 și cu Berbești să ajungă la cetul de la Govora și oamenii aceia nu mai trebuie să stea, să plătească la complexul energetic Oltenia, că sunt datorii nu știu de câte și o să-și preia activitatea în integralitate să se gospodărească, ceea ce înseamnă eliminarea riscului de a nu, de a suporta o activitate a unei entități energetice ce nu plătea servicii la complexul energetic Oltenia. Asta nu înseamnă disponibilizare, deci să trec niște oameni într-o altă rază de activitate pe același profil, bineînțeles, la Govora. Nu vreau de asemenea și insistăm, așa cum spuneam, ca obligațiile pe care le are statul față de acest serviciu important cu achiziția de certificat de bioxid de carbon să conducă la imposibilitatea plăților și reducerea cheltuielor de personal. Nu. Trebuie să asigure statul acest condiții de a achiziționa cu bioxid de carbon și să dispară riscul acesta de reorganizare. Sunt multe lucruri, dar așa cum spuneam, cel mai important lucru este să ținem cont de condițiile realității zilei de astăzi. Complexul energetic Oltenia nu mai funcționează ca în anii 2011, 2010, 2012, când era un singur producător energetic pe piață și consumurile mult mai mari. Acum sunt în competiție cu producători sau furnizori de producători de energie electrică ce utilizează materia primă ieftină și susținută de stat cu certificatele verzi. Ori aici trebuie eliminat acest risc și să se organizeze un mix de acest lucru, să organizeze mixul energetic pentru a elimina la capul locului discriminarea pe piața energetică a actorilor în acest domeniu de activitate. Corect. Mai avem un mesaj răutăcios, nu-l putem citi din păcate pe post pentru că sunt acuzații pe care cel care a dat mesajul nu le dovedește pe loc și așa prevede CNA-ul. Deci când faci o afirmație trebuie să o dovedești pe loc, dânsul nu are cum sau dânsa nu are cum să dovedească, dar întrebarea este cum de vă putem invita în emisiune și dă niște argumente care nu le pot citi pe post, așa că continuăm, mai ales că timpul este foarte scurt, adică deja am depășit timpul de emisie. Un alt mesaj, o persoană care a mai dat două mesaje legat de CEO. Acum, domnule Călinoiu, în legătură cu CEO, în legătură cu Ciurel, este corect ca la director să li se mărească salariile cu 24%, iar la salariați cu minus 40%? O altă întrebare care nu eu cred că prea dacă, are legătură cu activitatea Consiliului Județean. Dar putem să spunem foarte clar că nu poate la unii să crească salariile și la alții să scadă. Da. Ați putea să, dar nu aveți calitatea să verificați asta. Nu știu de verificat, dar pot să intervin. S-a adresat o întrebare. Sigur că da, și eu am mai spus-o și astăzi pe celelalte și noi o întrebare, să vedem dacă ne răspunde CEO. Posturi. Eu nu sunt de acord cu acel comunicat care a apărut și pe site-ul, am înțeles, al Complexului Energetic Oltenia, a apărut și în unitățile de activitate ale Complexului Energetic Oltenia, că ori reducerea cheltuielilor, ori insolvență. Nu, asta se spune, nu se spune, asta e un fel de intimidare. Nu da. Se negociază, se spune, așa stau lucrurile, asta trebuie să înțelege. Ce oamenii, ne asumăm, oameni, sigur că da, și ne asumăm înainte. Cu toții, sigur că da. E cineva care spune că dumneavoastră ați zis să ajungă minerii la salariul de 10 milioane, zice rușine. Nu știu dacă ați afirmat asta, vă rog să-mi răspundeți. Nu asta. Asta... Și ne rogă să citim mesajul. Da, e o acuzație directă la adresa dumneavoastră, aveți ocazia să răspundeți. Eu spun și aici că este aceeași întrebare pe care am primit-o de peste un an de zile, odată cu afirmația mea în care n-am zis de niciun fel ca salariul minerilor să ajungă la 10 milioane de lei. Am zis foarte clar că e diferența foarte mare între salariul celor care lucrează de asta față de cei privat. Da.
Și treaba aceasta, mă rog, e foarte clar susținută și a deranjat foarte mult și că eu m-am bătut și pe bună dreptate în continuare pentru menținerea locurilor de muncă și am spus lucrurilor pe nume și a deranjat faptul că am susținut pe directorul Complexului Energetic Coltenia cu strângerea robinetelor și că era nevoie, dacă nu se strângeau aceste robinete de cheltuieli, sigur nu mai vorbeam de Complexul Energetic Coltenia, cum de altfel știm foarte clar că până la preluarea activității de către Complexul Energetic Coltenia în forma actuală, era clar, prevăzută privatizarea, erau multe lucruri care, din fericire, au fost salvate de o guvernare care a înțeles că e nevoie de acest domeniu de activitate, e nevoie de locuri de muncă, pentru județul Gorj este vitală această activitate și pentru unii, bineînțeles că n-a mai fost la fel de bine, că au trăit, cum știm. De acord cu dumneavoastră, dar și la ora actuală există multe unități și de stat și poate și la CEO, n-am verificat statele de plată, dar știu că sunt diferențe mari. Între salariul unui miner și a unui director. Acum, eu am auzit aseară, pare mi se, pe post, pe directorul Ciurel, care este manager privat. S-a făcut acum selecție pentru... Manager privat al unei unități de stat, fost sigur. Manager de stat al aceleiași unități de stat. Deci... Acum s-au făcut o selecție pentru ceilalți manageri, directori din cadrul Complexului Energetic. Și la două sectoare de activitate au refuzat locul de muncă când sunt salariile mici. Da. Mă rog. Despre școala de la Novaci, ce spune domnul Călinoiu? Novăcenii așteaptă să fie reabilitată. Sigur va fi reabilitată. Ține de Consiliul Județean? Nu ține de Consiliul Județean, ține de Consiliul Local, dar ține de strategia Ministerului de Dezvoltare Regională și Administrației Publice, care, bineînțeles, susține modernizarea școlilor, chiar de Compania Națională de Investiții. Acolo e nevoie de implicarea primarului. Domnul care făcea acuzații că nu pot fi, sau doamna, citite pe post, spune: cu noi tinerii cum rămâne? Locuri de muncă, investitori din afară, ceva? Sigur, sunt și am vorbit și ieri de investitori care urmează să dezvolte activități la nivelul municipiului Târgu Jiu. Sunt și alte oferte, dar dezbaterile acestea legate de investitorii care vor să facă ceva în Gorj nu se pot discuta până nu prinde rădăcină afacerea respectivă. Că altfel, dacă începem să vorbim că o să vină acum o firmă din cu niște investitori din cutare țară, oamenii o să zică: dom'le, îți faci popularitate, nu am început treaba, și strânge mâna și spune... Da. Deci sunt pentru treaba... Lăsați-ne să lucrăm. Sigur. Pentru treaba asta eu pot să spun că sunt condiții care să faciliteze atragerea investiției, îmbunătățirea infrastructurii, modernizarea, și o să se termine și la vara aceasta drumul de fileu Jiului și... Se termină. Sigur, vara asta, da. Și, Doamne, și tronsonul de la Bumbești la Filiaș înseamnă acces și permite ca investitorii să ia în calcul îmbunătățirea acestei infrastructuri. Centura municipiului Târgu Jiu, care va fi de asemenea un element important de infrastructură, care permite transportului de mare gabarit să vină prin orașul nostru. Asta înseamnă, pe orizontal și pe verticală, sigur, investiții. Un alt mesaj în legătură cu ajutoarele de la Uniunea Europeană, de ce nu s-au dat până în prezent la Primăria Turburea și când se dau? Același lucru am spus, deja. Se face un grafic, ele au... Poate ar fi bine ca primarii să afișeze data când... Deci, lucrul acesta îl voi discuta mâine cu domnul prefect, care este coordonatorul acestui program. Dar, cu adevărat, au fost unele probleme legate de operator, de achiziția produselor și ele, Uniunea Europeană nu-ți permite să dai un produs dacă nu-l ai și pe celălalt. Ele trebuie să fie toate produsele, toată gama de produse care este prevăzută a fi repartizată. Da, aici e un mesaj care are legătură cu partea politică. Eu v-am invitat în calitate de reprezentant al administrației județene. Mă rog, promisiuni electorale. Îmi pare rău, nu putem să discutăm despre partea politică pentru că suntem aici la o emisiune administrativă. Poate vă invităm pentru subiecte politice altă dată. Sigur. Domnule președinte, ce planuri aveți cu oamenii de la firma Succes din Târgu Jiu? O să rămână fără serviciu?
Deci, discutăm, deci este nume avem, de firmă, dar fiind o problemă socială, noi nu avem competențe în a acționa asupra unui investitor, și vă cer sprijin. Un investitor privat, fie el și autohton. Corect. Singur, situația la această firmă, la această dată, este una de a pune în panică oamenii care lucrează acolo. Eu înțeleg că la această dată încă nu este un pericol, deoarece firma, dacă intră în insolvență, nu înseamnă altceva decât reorganizare. Și această va fi aprobat această planul stare de reorganizare. Reorganizare, dacă și această nu intră stare în faliment. De, eu sper să se ajungă acolo. Nu le dorim asta. Etapa de oamenilor de insolvență, ca să putem vorbi ca firma să fie reorganizată și pierderea locurilor de muncă să fie... Se poate face reorganizare evitată. Cu activitate, cu angajați, sigur, fără în continuare. Fără niciun fel de problemă, sigur. Numai dacă se intră în faliment, atunci se trece la vânzarea bunurilor, dar deocamdată reorganizarea nu înseamnă faliment. De, sigur că da. Este ultima treaptă după ce se constată că nu se poate face reorganizare, dacă se va merge pe reorganizare, pentru că se poate merge și direct pe faliment. Eu înțeleg că se va merge pe insolvență, pe reorganizare, și e un lucru foarte bun. Da, iarăși avem mesaje legate de data asta. Da, e clar, sunt mesaje de la aceeași persoană care încearcă să... Drumul din comuna Bălești, sat Rasova, întreabă persoana respectivă. Este drum pe Programul Național de Dezvoltare Locală, din păcate... trebuie să spun și lucrul ăsta trebuie să știe. Anul acesta, constructorul, chiar dacă banii au venit în ultimul timp, nu a executat lucrări și a trebuit să fie bani repartizat pentru această lucrare. Deci drumul de la... Adică dați-l la altă parte. Păi bineînțeles, drumul de la Bălești va continua. Se schimbă constructorul? E treaba, nu știu care e situația constructorului de acolo, nu este în competența Consiliului Județean, e în competența primăriei și Consiliului Local Bălești. Da, și aici este o acuzație la adresa primarului de la Bălești, care iar așa nu putem citi pentru că trebuie dovedită de cel care face afirmația. Bun, v-am votat degeaba. Iar e politică, mai departe să trecem. Nu mai vrem minciuni, ci vrem fapte. Le comparăm, eu sunt de acord să le comparăm. Vrem fapte, așa. Lucrez la alunul și vom pleca acasă, vom pleca cu dumneavoastră în frunte. Vă dă afară de la alunul. Deci, glumesc, mă rog. Așa spune domnul din mesaj. Mă rog, că ei pleacă acasă de la alunul și pleacă cu dumneavoastră eu în frunte. Eu nu știu unde o să plece cu mine în frunte, dar acasă eu știu că locurile de muncă de la alunul și de la Berbești sunt acelea care vor fi în continuare menținute pentru exploatarea cărbunelui care să asigure funcționarea cetului de la Govora. Un domn care a dat multe mesaje, unele dintre ele care nu se pot citi, scrie aici, Agăvănescu cu Elvis cu semnul mirării, nu știu dacă este numele dumnealui sau altceva, nu mi-este frică, mi-asum afirmațiile. Nu e de ajuns să vă dați numele domnule Elvis Găvănescu, trebuie să dovediți ceea ce afirmați, îmi pare rău că nu pot să citesc mesajele în integralitatea lor. Așa este legea și așa este și corect. Drumurile din orașul Turceni vor fi asfaltate, întreabă altcineva? Am vorbit despre ele și sunt cele ce țin de competența Consiliului Județean Fărcășești, Șurdari, Turceni, Ionești și cel ce vine de la Bolboș și Borăscu, Calopăr, Turceni, Termocentrală, DN66, de asemenea sunt drumurile județene care pot fi modernizate. Poate telespectatorul nu era atent sau nu era în fața televizorului sau nu era pe NSA TV. Mulțumim și pentru acest răspuns. O să zicem stop mesajelor pentru că altfel nu mai terminăm emisiunea. Ne pare rău și ne bucurăm că sunteți alături de noi și profitați de domnul președinte care este în studio ca să îi aduceți la cunoștință problemele cu care vă confruntați sau, mă rog, să adresați întrebări. Domnule președinte, ce aveți de gând cu drumul Miculești-Motru? Că e un dezastru. Și astăzi, gândiți-vă și astăzi o singura fost, legătură a comunei Slivilești cu Motru. Este singura legătură a drumului. Da, e foarte adevărat. Astăzi a fost primarul de la Slivilești. Drumul se știe că este preluat de către Minerit. El a fost un drum
comunal ce lega sliperaza localităților Slivilești și Motru. El trebuia să fie dat la categoria drumurilor județene, deoarece cu ani în urmă a fost expropiat drumul de la ce făcea legătura cu Motru, pe la groapa de gunoi a Motrului și era o altă legătură pentru Slivilești. Am discutat cu primarul, primarul este dispus chiar să-l preia, să-l realizeze pe buget propriu. Acolo e posibil asta? E o problemă legată de un caz penal. Situația juridică a drumului de acolo și, mă rog, o să discutăm, am discutat cu primarul, da, e responsabilitatea lor. Cei care au lucrat eu am întrebat la CEO, am cerut un punct de vedere oficial și mi s-a răspuns că nu se face nimic până nu se stabilește care este, până nu se definitivează dosarul penal. Până atunci oamenii au de chinuit. Nu trebuie să stăm până atunci. Ăsta a fost răspunsul de la CEO oficial. Iată Transalpina, de exemplu. Și acolo avem probleme juridice, constructorul a abandonat lucrarea, să face o expertiză cu ce a însemnat lucrări de proastă calitate, să facă obiectul recuperării prejudiciului prin instanță, după care restul de executat până la terminarea lucrărilor să face drum și nu e nicio problemă asta. Există posibilitatea legală să se preia drumul de la CEO? De către primărie. Părerea mea că nu sunt acum documentat să răspund la această întrebare, dacă juridic, dar oportun este, că nu putem să mai vorbim și putem să-l preluăm, îl reparăm și să-l solicităm fondurile tot la complexul energetic. Am înțeles. Dragi telespectatori, ne bucurăm că ați fost alături de noi cu multe, multe întrebări în mesajele dumneavoastră. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezență, am depășit puțin timpul de emisie. Dacă nu spuneam stop mesaje, garantat că ar fi continuat emisiunea. E regulă, da. Vă mai așteptăm. Cu mare plăcere. Trebuie să continuăm acest tir al întrebărilor. Iată că sunteți în fața cetățenilor să le dați răspunsuri. Mulțumim pentru prezență. La revedere. Mulțumesc și cu mare plăcere. La revedere, dragi telespectatori.